Tulburarea de personalitate borderline poate fi o condiție medicală supărătoare, atât pentru pacient cât și pentru cei din jurul său. Pacientul cu personalitate borderline are dificultăți în controlarea emoțiilor și este deseori în stare de revoltă, probabil datorită unor experiențe traumatice în copilărie sau a unor disfuncționalități cerebrale. În cazul acestei tulburări, imaginea de sine a pacientului este distorsionată, făcându-l să se simtă fără valoare și în mod fundamental imperfect. Mania, impulsivitatea și frecventele schimbări de dispoziție îl pot îndepărta de cei din jur, deși acesta își dorește cu disperare relații afectuoase. Unii specialiști susțin că este poate cea mai des întâlnită tulburare de personalitate. Tulburarea de personalitate borderline, exact asta înseamnă, o suită de dezechilibre în viața internă, în reglarea emoțiilor, în reglarea relațiilor interpersonale, în tot ce înseamnă menținerea unor păreri despre sine și despre ceilalți echilibrate. Tratamentul principal al tulburării borderline se bazează pe diferite tipuri specifice de psihoterapie de lungă durată. Tratamentul în tulburare de personalitate borderline presupune în primul rând psihoterapie și presupune psihoterapie de lungă durată. Nu toate tipurile de psihoterapie se potrivesc, merg însă cele care sunt bazate foarte mult pe relație și cele care implică și anumite modalități de schimbare de comportament. Adică, de multe ori, psihanaliza, de exemplu, nu e cea mai fericită variantă, nu imediat, cel puțin. Psihoterapia dialectic-comportamentală este una dintre terapiile specific dezvoltate pentru tratamentul psihoterapeutic al tulburării de personalitate borderline și reușește cumva să îmbine și aspectul relațional, extrem, extrem de important, și aspectele de modificare a comportamentului. Practic, se numește dialectic comportamentală pentru că se bazează pe menținerea acelui echilibru între părți. Și schimbare, dar și acceptare. Și echilibru, dar și modificare și împingere uneori sau forțarea unor limite. E o terapie delicată. Tratamentul tulburării de personalitate borderline s-a îmbunătățit în ultimul timp prin adoptarea unor tehnici specifice destinate pacienților cu această afecțiune. Gabriela Bondoc, medic specialist, psihiatru și psihoterapeut, a dezvoltat un program de tratament complex destinat tratamentului persoanelor cu tulburare borderline. Acesta cuprinde evaluare și supraveghere psihiatrică, dacă este cazul, psihoterapie individuală cu psihoterapeuți cu experiență în domeniu și participarea la cursul de abilități specifice. Programul presupune cumva reunirea celor trei poli care sunt esențiali în orice recuperare a unei tulburări psihice, și anume versantul psihiatric, versantul psihoterapeutic individual și intervențiile de grup. În acest caz, grupul de abilități, cursul care predă abilități, este parte esențială a tratamentului pentru că oferă o bază, să zicem, teoretică de cunoaștere care rămâne să fie exersată și preluată intern în terapia individuală. Tulburarea de personalitate borderline, despre cum afectează viața individuală, dar și persoanele din jur, relațiile cu ceilalți, despre cum se tratează, despre cum se poate găsi echilibrul. Toate acestea vor fi discutate de specialiști în emisiunea Arta de a fi, by psiholog Mihaela Gherkă, sâmbătă 3 septembrie, începând cu ora 17, când se dă startul unei noi serii a emisiunii care și-a câștigat un public telespectator numeros într-un timp foarte scurt. Cei care nu se află în fața televizorului trebuie să știe că emisiunea poate fi urmărită și online pe www.columnatv.ro.